Păi aș zice că e darul cel mai de preț pe care îl primim, pentru care să-i fim recunoscători lui Dumnezeu, că de la El vine, și celor prin care ne vine, adică mamelor. Dar ție cine ți-a dat viață? Amândoi părinții. Da, am zis mama pentru că ea e purtătoarea copilului și e cea care are mai multă putere să spună da sau nu asupra vieții copilului. Eu am 3 copii. Au aproape 11, Nectaria, Mina 8 ani și Maria are 3 ani. De ce Nectaria, Mina, Maria? Păi nu au fost alese întâmplător. La primii doi știam că vor fi Nectaria și Mina, pentru că erau și sunt sfinții la care aveam noi evlavie, și eu și soțul meu. Iar Maria a fost darul Maicii Domnului. Adică frații s-au rugat, au vrut un bebeluș și le-am spus să se roage Maicii Domnului că ea trimite bebeluș. Așa le-am spus eu, eram amintitei. Mă rog, nu le-am spus o poveste, asta am crezut, pentru că la momentul ăla era puțin probabil să mai avem încă un copilaș. Și după, cred că după 6 luni de când au avut discuția asta, au aflat că o să avem un bebeluș. De ce îți doreai tu o surioară? Păi, pentru că mereu vedeam la alții și vreau și eu un bebeluș mai mic. Și cum e acum? Doctorul mi-a fericit. Ne așezam în genunchi seara de seară și ziceau așa, adică ne spuneam noi Tatăl nostru și Îngerașul și cu bine se cu adevărat, asta le ziceam. Și după aceea la sfârșit îi ziceam așa, și te rugăm să, Maica Domnului, să ne dai și nouă un bebeluș. Da, se pare că a fost ascultată rugăciunea, adică nu se pare, clar. Cum le-ai dat vestea? Le-am zis după vreo 3 luni după ce am aflat eu prima dată. Am așteptat să fim siguri că totul e în regulă cu sarcina. Și am chemat și le-am spus, știți, o să avem un bebeluș. Încă nu știam, bineînțeles, că era destul de mică. Și au fost foarte fericiți. Au fost foarte, foarte atenți și grijuliți și cu mine în toată sarcina. Când am aflat ce o să fie, au mers cu mine la ecografie. Și întrebau în continuu, îl întrebau pe medic. Dar cum e? Dar ce e acolo? Dar ce se vede acolo? Și el le explica, a fost foarte răbdător, un medic extraordinar. Îl pomenesc câteodată la rugăciune. Și apoi le-a spus că e fetiță, Nectaria a sărit în sus, a fost foarte fericită, iar Mina, un sfert de oră, nu a scos niciun cuvânt. Deși noi nu ne întrebaserăm până atunci ce vrei tu să ai, eu nu i-am întrebat asta și n-am vrut. Tocmai ca să evit o eventuală dezamăgire, că orice ai fi spus, era clar că unul ar fi fost dezamăgit, știi? Și când am plecat, am ieșit de la ecografie, l-am întrebat, Mina, dar tu nu te bucuri că o să ai o fetiță? Că văd că n-ai zis nimic, mă gândesc că poate îți doreai un frățior. Nu, mami, să știi că sunt foarte fericit. O să o pup pe picioare și o să mă joc cu ea. Adică o să o lege-ne să adoarmă. Și într-adevăr, n-am simțit niciodată și n-a zis că așa ar fi dorit să aibă vreun frățior. Au fost multe momente emoționante și o iubesc foarte mult pe ea. Deși e mai mică decât Nectaria cu 7 ani și decât Mina cu 5, adică nu e o diferență foarte mică, totuși găsesc jocuri împreună, citesc împreună, fac tot felul de activități, adică o implică și pe ea. Cum a fost când ai aflat că ești însărcinată prima dată cu Nectaria? Cum să fie? A fost un pic provocator, că încă nu eram cununați. Mă gândeam la cum o văd ceilalți. Era importantă părerea celorlalți, mai ales că eram într-o comunitate apropiată de biserică și adică țineam cont de lucrurile acestea, de aceste legi, să le zic așa, principii, valori, cum că trebuie să fii căsătorit sau e bine să fii căsătorit înainte de a avea un copil. Dar am învățat să accept că așa s-au întâmplat lucrurile și mi-am asumat că acolo au dus alegerile pe care eu le-am făcut și cu timpul lucrurile s-au așezat de la sine. Nu mi-a zis nimeni niciodată de ce ai făcut un copil înainte să te fi cununat deja. Și nu mi-a zis nimeni niciodată, toate au fost în mintea mea, deci nu știu ce au gândit ceilalți. Așa mi-am imaginat eu, doar. Nu știu, poate că nici s-au gândit, habar n-am. Erai însărcinată la nuntă sau? Da, da. Și am fost o mireasă cum nu mi-am imaginat că voi fi și nu în sensul bun, dar așa s-a întâmplat, așa a fost. Câte luni erai? În 7, era vizibil. Dar soțul tău, mă rog, atunci viitorul tău soț, cum a reacționat când i-ai zis? A fost speriat.
A fost speriat pentru că se gândea și el la aceleași lucruri ca și mine, nici nu locuiam împreună, dar nu ne-am gândit nici o secundă să renunțăm la copil. Și nu s-a pus niciodată problema de asta, nici o secundă. Ne-am asumat și el și-a asumat. Când ai rămas însărcinată cu mine, cum a fost? A fost mai bine, pentru că eram mai așezați atunci. Eram deja familie de cam de un an jumătate, când am aflat de el, și am fost mult mai liniștită. Iar când am aflat că e băiețel, a fost bucuria și mai mare, mai ales a lui tati, că venea și lui un partener în familie, știi? Nu mai era în minoritate. Poate n-au fost pregătiți, dar înveți să fii părinte oricum, la orice vârstă l-ai avea, înveți să fii părinte odată cu creșterea copilului. Dar care e legătura nectariei cu Sfântul Nectarie? Dacă există, sigur. Păi, da, există. Și eu și soțul meu îl iubim foarte mult pe Sfântul Nectarie și așa aveam amândoi în minte că primul nostru copil se va numi Nectarie sau Nectaria. Deci n-a fost niciodată întrebarea, hai să vedem ce nume îi punem copilului nostru. Și la mine la fel, am știut, al doilea băiat, al doilea copil, fie că va fi fată, fie că va fi băiat, va fi Mina. Pentru că eu am mers ani de zile la Sfântul Mina. Și mi-e un sfânt foarte drag și foarte apropiat. Face Sfântul Mina minuni? O, face. Face și asta este o dovadă, deși indirectă. Eu mă duceam la Sfântul Mina și îl rugam pentru familie. Stăteam la... După ce se termina lunea, miercurea și vinerea, erau acatistul și după aceea părinții stăteau și citeau acatistele celor care veneau, știi? Stăteau în genunchi și le citeau acolo pe loc. Și eu mergeam tot timpul, chiar și de 3 ori pe săptămână. Și asta era rugămintea mea de fiecare dată. Rugăciunea mea veșnică era pentru familie. Dar nu m-am rugat niciodată pentru a avea un copil și nu m-am gândit că o să-i dau numele Mina, pentru că mi se părea puțin neobișnuit. Și soțul meu a fost cel care a propus numele ăsta și eu am zis, da, dacă vrei tu... Și mie mi-e drag Sfântul Mina, bineînțeles, cum să-l refuzăm. Dar ce înseamnă să fii mamă? E un lucru despre care aș vorbi la infinit. Pentru mine e cea mai mare împlinire. Am fost întrebată de multe ori ce aș zice despre mine și mult timp ziceam că sunt mamă. Adică eu m-am definit prin asta. Știu că e lucru pentru care eu m-am rugat în adolescența mea, nu știu, după ce am ieșit din adolescență, în prima tinerețe, mă rugam să fiu mamă, nu mi-am imaginat viața mea decât având copii și în familie, nu mi-am imaginat altă cale și cred că este cea mai bună școală de dezvoltare personală să fii mamă, pentru că te schimbă în feluri pe care nu ți le-ai imaginat niciodată, pentru că vrei să le dai copiilor tăi tot ce e mai bun. Și poți să faci asta fiindu-le model și îmbunătățindu-te tu permanent. Greșești mult, că ești om, dar e important ca ei să vadă că și tu greșești, că nu ești perfectă, dar că și ei pot greși și că cred că se poate îndrepta orice greșeală. Albastru? Acum sunt educatoare. Acum înseamnă de vreo 7 ani și jumătate. Inițial am lucrat, adică după ce am terminat liceul pedagogic, am lucrat 10 ani ca învățătoare. Spun tot timpul asta despre mine pentru că e ceva care mă definește. Adică eu în sufletul meu tot învățătoare mă simt și e meseria pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. După ce am născut-o pe Nectaria, când ea avea 3 ani, am făcut acest... reorientare către învățământul preșcolar. Și lucrez într-o grădiniță Montessori. Sunt educatoare pentru copii de 3-6 ani. Galben? Albastru? Roșu? Galben? Ziceam mai devreme ca mamă, știi, că este o școală de dezvoltare personală și meseria mea e la fel. Tot timpul învăț lucruri de la copii. Și cred că asta este secretul veseliei mele și al puterii de a merge înainte, în ciuda provocărilor care apar în viața oricărui om. Nu sunt nici o scutită de ele. Dar copiii mă încarcă foarte mult, mă și epuizează, uneori, adesea, dar mă și încarcă. Învăț de la ei să fiu prezentă, învăț să-mi treacă supărarea repede, să nu pun la suflet, învăț iubirea, afecțiunea, curiozitatea
și felul foarte curat și foarte, foarte special, special în care ei văd lumea. Că sunt lângă ea și că vreau să o ajut cu orice are nevoie, cu tot ce pot eu și cu ce are ea nevoie. Asta ar vrea să știe orice femeie care se gândește că vrea să renunțe. Că vrea să renunțe pentru că nu știe ce să facă. Se simte singură, se simte depășită, copleșită, îngrozită de tot ce îi se întâmplă. În general, cred că cele mai grave sunt cele la femeile foarte tinere, care probabil că n-au un partener sau n-au o relație stabilă și pe care nu le sprijină familia. Am auzit multe povești de felul acesta și este foarte greu. Dacă vine cineva acolo și le asigură un sprijin real și de durată, să le facă un plan pe viitor, măcar pe primul an, eu cred că multe merg mai departe cu sarcina. Cum e Life Call? Exact. Nu știu, aș vorbi cu el, aș întreba de ce, în primul rând, și cred că aș încerca să-i demontez, nu știu, l-aș asculta. În primul rând l-aș asculta, să-mi dau seama care e frica lui, că oamenii iau aceste decizii din frică. Frică de asumare, frică pentru că nu sunt pregătiți, poate că nu-și iubesc partenera, poate că a fost un accident. Și aș încerca să vin cu niște soluții, nu știu, să găsim împreună soluția care ar fi cea mai potrivită, astfel încât copilul ăla să trăiască, să aibă o șansă să vină pe lume. Asta ar trebui să știe toți, dar vezi tu că nu-și pot imagina să le spui celor care se gândesc câtă bucurie vor simți în momentul în care își vor ține copilul în brațe, câtă fericire va aduce copilul ăla, câtă iubire pe care nicio ființă din lumea asta nu ți-o dăruiește. Că nu există altcineva să te iubească și să se uite la tine așa cu ochii aia cu care se uită copilul tău. Dar oamenii nu-și imaginează cum e asta până în momentul în care devin părinți. Poți să le vorbești tu în cele mai frumoase fraze, că tot nu-și dau seama exact cum este. Unii te ascultă și poți să le atingi sufletul cu asta sau cu altceva, iar alții, dacă ajung acolo și sunt fericiți să ajungă, spun, da, știu, acum mi-amintesc ce mi-ai zis. Și mi-a zis o mămică. Țin minte ce-mi spuneai, câtă bucurie este și ai avut dreptate. Este mult mai mult decât mi-am imaginat când îmi povesteai tu. Nectaria, vrei să ne zici ce este viața? Care e părerea ta? Păi, viața este un lucru foarte important, pentru că dacă nu era viață, noi nu existam. Dacă Dumnezeu nu dădea viață, nu mai exista niciun om pe pământ și era pustiu și nu mai era așa bucurie. Pentru tu? Mine viața este un motiv în care noi putem comunica. Și e bine să fii în viață, să fii pe pământ? Da. De ce? Fiindcă altfel nu existam. Dă un sens vieții tale, susține viața.